În legătură cu școala online, credeți că învățământul românesc a fost pregătit pentru școala online? Este pregătit? Nu, dar de unde? Nu o să fie niciodată pentru online. Mulți nici măcar nu au cu ce. Absolut nimic. E o debandată completă. Îți vine să plângi. Și nu-i numai chestia cu online-ul. Sunt atâtea adunate și atâtea care lovesc populația direct în suflet. Copiii, credeți că au pierdut semestrul 1? Au pierdut din cauza școlii online? Foarte mult, foarte mult. Vor fi o generație absolut absentă, absolut absentă. Sub nicio formă, o formă poate de amibă, cu o construcție de aia unicelulară, din păcate, pentru copiii noștri. Credeți că vor mai relua școala în bănci anul ăsta? Nu prea cred. Cred că sunt interese mult prea mari, care nu vor lăsa de niciun fel chestia asta să lucreze, să marjeze pe un teren normal. Nu. Care ar fi interesele? Interesele sunt foarte mari. Pe funcții se bat pentru absolut orice. Să aibă bănuțul bun, să poată trăi ei bine, restul, noi, ei, ăia, tălpașul de rând, niciodată nu va fi absolut nimic în ochii lor. Deci, sincer vorbind, nici nu cred că vreodată voi mai ieși la vot. Sincer vorbind, și cred că la fel ca mine sunt multe persoane. Cu online nu-i corect. Asta vreau să vă întreb. Credeți copiii au avut de pierdut? Foarte mult. Ce au avut? Toți. Orice, toate, orice, învățământ, cultură, toate treburile. În legătură cu școala online, credeți că au fost autoritățile pregătite pentru acest mod de a învăța online? Nu cred. Mai ales copiii, nu cred. În ziua de astăzi copiii trebuie să fie uniți, să fie ei între ei, să joace împreună, să facă lecțiile împreună cu profesorilor, cu... Nu sunt de acord cu online. Credeți că semestrul 1 care a avut loc online este un semestru pierdut pentru copii? Pierdut 100%. 100% n-au învățat, cred că mai cei de la țară, nici atât. Vor putea recupera? Niciodată. Vor fi copii cu handicap pe mai departe și dacă o să meargă în continuare tot așa, va fi vai de capul lor. Credeți că se va relua? Asta este viitorul țării noastre, copiii. Eu sunt bunică și știu ce înseamnă să nu ai copii, să îi lași afară, să joace împreună, să fie împreună. Deci este un mare, mare pericol pentru copii. Credeți că se va relua școala acum cu semestrul 2 în clase? Nu cred deloc. Nu mai cred în minciunile lor. Deci au fost niște mincinoși de la început și până la sfârșit vor fi niște mincinoși. Ce interes ar avea să nu înceapă din nou școala în bănci? Nu știu. Motivele știu doar ei. Ei cei care ne conduc. Dacă ei consideră că copiii noștri trebuie să stea acasă, în loc să fie împreună cu profesorilor care sunt educatori, care știu ce să le predeie, ce să le facă, eu cred că este un mare, mare handicap pentru copii, pentru viitorul țării acestea. Au avut de pierdut copiii în perioada de școală online? Precis, au pierdut. Au pierdut pentru că e una când îl supraveghează profesorul față în față și alta e când se uită la televizor, lui zboară mintea în altă parte. Așa că... Autoritățile au fost pregătite în România pentru școala online? Nu, noi nu suntem pregătiți pentru nimica. Numai cade pe noi ceva și zicem că oare de ce-o căzut. Nu suntem pregătiți pentru absolut pentru nimic. Doar să vede ce se întâmplă în țara asta acum. Credeți că se va relua acum cu semestrul 2 școala normală, în bănci? Ar fi bine să se înceapă așa în bănci. Dar ce ne facem cu pandemia? Ne putem păzi de ea? Este un pericol pentru copii și pentru familiile lor? Absolut, mai ales profesorii. Jumătate se vaccinează, jumătate nu. Ei, copiii, hai să spunem că au o imunitate mai mare decât ăștia mai bătrâni. Sigur. Pot duce boala acasă, eventual. Precis asta, precis asta. Dar cum? Poate să o iei de acasă, să o duc acasă, pentru că e mișcarea. Na, acum, bine. Vedeți vreo veste bună în viitor? Dacă toată lumea se vaccinează și vaccinul e cu adevărat făcut pentru treaba asta, dacă nu e o mișcare cu
două tăiușuri, adică pentru să se îmbogățească cineva, atunci sperăm să ajungem la normalitate. Cum vi se pare că școala online a avut rezultate? Nu m-am gândit la chestia asta. Eu nu știu, pentru că n-am fost eu într-o activitate de felul ăsta. Dar credeți că... Bine să-i întrebați pe profesori, să știi, ei știu chiar mai bine și elevii la fel. Eu sunt departe acum. Ce-am vrut să vă mai întreb, credeți că se va relua școala în bănci? Acum în semestru? Da, normal. Adică aveți încredere că... Încredere, pentru că dacă o să fie respectate niște lucruri, avem și experiența acum tragică, vreau să spun, poate s-ar lua de lucru și ori face regulă acolo. Asta e... Credeți că școala online înseamnă pentru, măcar pentru o parte dintre elevi, un semestru pierdut, semestru nu? Nu, nu. Sunt copii, au idei de calculator, lucrează foarte bine și acum chiar la subiect, le ajută, nu se uită la tot... la alte lucruri care nu prea au nevoie. Acum chiar e folositoare. Pentru asta ai făcut calculatorul. Și e bună chestie, pentru că și eu personal foarte multe informații utile o iau de acolo. Dumneavoastră, ca profesor de pictură, de arte... Am fost. Acum nu mai sunt. N-ați mai avut acum șansa să... Sau, au trecut ani. Nu. Puteați preda online? Da, chiar în pictură se poate. Chiar se poate. Și Școala Populară de Artă cred că face studii de felul ăsta cu elevii lor.